Pregătirea pentru concurs este un adevărat ritual pentru crescători. Emoțiile nu lipsesc însă nici în rândul patrupedelor. Ce fac acum e un retuș, pot să spun așa. Deci câinii aceștia cu părul lung, foarte mult muncă e cu ei. Părul lor se pune pe așa zisele papiote. E o întreagă industrie ca să poți să ai un câine de concurs. Cele mai diverse rase de câini din Rusia, Polonia, Ucraina, Ungaria, Franța, Austria și România s-au luptat pentru un loc pe podiumul expoziției de la Sibiu. Avem astăzi înscris circa 430 de câini. Mâine urmând să se desfășoare următorul CACI, 415 câini. Câinii sunt din toate rasele FCI, 10 rase FCI, cu preponderență anul acesta suntem foarte bucuroși, avem foarte mulți ogari, 17 ogari, câini din grupa a doua, terieri, tecăli, câini de vânătoare. Dragoste, pasiune și răbdare. Acestea sunt doar trei lucruri din viața unui crescător de câini de rasă. Niciun sacrificiu nu este prea mare atunci când ajungi să-ți vezi câinele medaliat, spun proprietarii câinilor. Până acum am câștigat un excelent, unul, o clasă, o singură clasă am câștigat până acum. Acum urmează după amiază clubul și vom vedea ce se întâmplă. Astăzi eu luat un calificativ pentru aptitudine de campion, deci merge spre și sperăm să fie un campion. Ciobănesc românesc mioritic. Are 10 luni chiar astăzi. Am venit cu rasa de câini care se numește Lupul Ceh. Doamna de acolo este crescătorul, eu sunt proprietarul. Am participat la concurs doar cu el. A luat excelent 1 și cel mai bun junior. Acum ne-am calificat la etapa următoare pentru cel mai bun junior din show. Expoziția canină Cibis din Sibiu a ajuns anul acesta la cea de-a 13-a ediție.